Hai, salut, băieți, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria asta de Samp. Suntem pe serverul rpg.alltime.ro. Eu sunt Amzor. Băi, băieți, și înainte de toate, apăsați acolo pe butonul de like să faceți și noi 30 de richiane frumoase ADV, că la 30 de like-uri de seară pornim liveanul, ca să fie așa ca un anunț. Băi, băieți, suntem pe serverul nostru de Samp, rpg.alltime.ro. Am avut niște probleme cu staff, am avut niște probleme cu ceva update-uri pe la server pe acolo și am hotărât să-l închid pentru o perioadă de timp. Ideea e că se va redeschide în această seară pe la orele 18-19, conturile nu sunt pierdute, veți reîncepe fix de acolo de unde v-ați oprit. Am hotărât că n-are rost să închid serverul. Na, cine știe, am mai citit și eu câteva sugestii pe acolo și pe Discord și pe forum și da, nu e ok să-l închidem. Pe forumul Suaz am citit sugestii de update și de asta m-am gândit. Plus că dacă venim cu ceva update-uri, o să scoatem și casele și bizurile ale citații, o să alegem și staff. Poate ușor ne revenim. Mă scuzați că sunt puțin răcit. Ca o primă modificare am scăzut numărul de sloturi la server, acum o să fie probabil că 50, bine, noi putem pune și 1000, dar nu e cazul, o să fie undeva la 50 de sloturi. Mă gândesc așa, cu puțin ajutor din partea voastră și a staff-ului, să fie mai activ de data asta, dacă nu o să fie out, cum se zice, out the turf, poate reușim să umplem acele 50 de sloturi. Deci, dacă e ceva, intrați în această stare la ora 6 și dacă n-ați intrat de la deschidere până în momentul de față, eu zic să intrați pentru că aveți timp să creșteți și în level foarte repede, să vă faceți și ceva bănuți, plus că vom face un update cu quest special și vom adăuga probabil și un job. Cu astea fiind spuse, mergem pe forum să ne uităm pe acolo ce au pregătit băieții, că am văzut că a făcut Marius câteva topicuri cu idei de update-uri. S-a să trag și o mașină asta pe dreapta. Cu ocazia asta mă uit dacă îmi registrează și asta. Hai că îmi registrează. Aici e treaba despre un job nou, farmer. Eu am citit, sincer să fiu. Mie mi se pare ok. Da, acum să-i le prezint și lui Irinel, să vedem ce și cum. Ce mai aveam pe aici? Sugestii server, farm așa. Special cu estul ăsta. Uitați-vă și voi peste ele, eu nu m-am uitat. Mi se pare ok. Nu sunt foarte grele de făcut chestiile astea, dar era questul de iarnă. Iarna cam trecut. Deci n-am avut zăpadă, ca să fie cum trebuie. Da, sunt interesante chestiile astea. Hai să dau și o area, hai că am scris, area here 10%. Deci nu uitați că în această seară la ora 18 să intrați pe server. O să fie și un bonus pentru perioada asta. Deci jucătorii noi vor primi un bonus. Nu știu, sigur, s-ar putea să fac o comandă de genul slash bonus pentru toți cei care n-au intrat pe server, să primească level 3, nu știu, un milion și licențele. Mă gândesc și nu știu, lăsați și voi în comentarii dacă vezi chestia asta. Deci când scrii comanda bonus, primești un bonus level 3 și ceva bănuți și vreo 20 de time points sau 40, nu știu, să vedem. Slash shop. E ok. Să mai pot lua ceva bănuți de aici. Lăsați ideile voastre. Oricum vă aștept în seara asta și pe live. Cred că pe la 19 așa o să intru pe live și îl țin pe undeva la ora 12. Asta dacă nu mai am ceva de făcut. Mă refer de la ora să fie la ora 20. Dar cred că nu o să mai fie. Eu am fost Amzor și vă pup. Ciuz!